Cum vi s-a părut FCSB-ul ieri? Catastrofă, prima repriză. Mediocri în a doua. Aoleu, păi cum? Că toată lumea zicea că e spulberă pe Craiova. Știa toată lumea, mai puțin noi. Corect, corect. Deci cum vi s-a părut așa? Cum, meciul cum vi s-a părut așa la o analiză? Craiova putea să plece ușor cu cele trei puncte. Neagoe s-a dovedit că este un antrenor trăznet. Dumne, da, vă dă vreo șpagă ăsta, Neagoe. Emisiune de emisiune. Neagoe în sus, Neagoe în jos, Neagoe și la pentru mine, că, când facem profețiile. Că... Deci, dar nu mi-l lăudați. Aveți vreo combinație, ceva? A cumpărat vreun apartament din ala de la noastră, de lux? Nu, că ăsta n-are nevoie, că are vile. A, și ăsta are vile, frate. Toți, și Neagoe e milionar? Nu știu dacă e milionar, dar a jucat la nivel viața, mă, destul de mare și a antrenat pe bani. Și e un om serios, pe primul rând e un om serios și ăștia, oamenii serioși, care nu se aude nimic de prostii despre ei, eu îi respect, nu știu din ce cauză, pentru că eu am fost cu publicitate negativă. Nu există publicitate. Mai bun Neagoe decât Gigi ieri? Băi, și Gigi a făcut schimbări bune. Ia, gata, vreau să aud pe asta. Pe cuvânt de onoare, Gigi a făcut schimbări bune, nu mai vorbiți. Care au fost schimbările bune ale lui Gigi? Băi, a făcut, a egalat, ce să mai... Păi nu, n-ați... Domn președinte, schimbarea de la pauză, a zis Solaru, după meci am fost răcit, am cerut schimbare, a făcut-o Dumnezeu, iar după aia toate celelalte trei schimbări ale lui Gigi, catastrofare. Păi cum să-l scoți după Coman, Tavi, Popescu și Companio? A, bine, nici pe Companio, nici pe Octavian Popescu nu trebuia să-i scoate, dar fiind el la butoane și pe banii lui, el nu simte așa, simțim noi, cei de afară. Greșelile pe care le face Gigi le simțim noi, nu el. Domn președinte, cum să-i scoți, domnule? Tu trebuie să câștigi meciul. Și tu îi scoți pe Coman în 64... Turnurile din Navarone pe Coman în 64, în 76, pe Tavi Popescu și 90 când tu trebuie să ataci cu mingi. Îl scoți pe Companio și îl bași pe Piticot, pe Radaslavescu, care nici nu săracul era pe acolo. Era la firul ierbii, să mă ierte băiatul, că nu n-o spun cu vreo lipsă de respect, dar așa părea Piticot, bietul Radaslavescu. Domne, eu vă spun, nu fiți așa de înverșunați, întrucât Gigi Becali este... N-a luat încă licența pro, este numai la licența ailaltă, cum e Buzărine. Da. La cum e, mă, la... Are numai... Nu știe mai bine, pe aici, la B. Așa, dar cum îi se spune? Stai că au ei la... UEFA. O denumire. Și încă Gigi n-a luat-o. Și de asta mai greșește la... E aspirant. Dar vă întreb ceva, dumneavoastră scoteați pe Tavi Popescu sau pe Companio, acum serios. Eu nu scoteam niciunul din ei. De asta ți-am spus că a făcut schimbări foarte bune. Sunteți ironic, am înțeles. Îmi cer scuze. E duminică, domn președinte. Nu, am înțeles, da, nu mă prind. Mă prind mai greu. Vreți să vă zic ceva? Eu m-am lămurit aseară. Nu vrea, domne, Gigi să ia titlu. M-am lămurit și aseară după meci. Nu vrea niciun titlu. Nu, bă, el vrea săracul, dar am senzația că e și influențat. Fii atent aici. Eu cred că e și influențat. Adică? Nu știu, cred că e influențat de cei din jurul lui de acolo. Altfel nu poți să faci asemenea schimbări. Singurii care mai dădeau o pasă filtrată erau Octavian Popescu. Singurul care putea să mai dea gol era Companio. I-a scos pe amândoi. Așa a gândit el. Dacă așa a gândit el. Așa a gândit, așa s-a terminat. V-am zis, zici că nu vrea să ia titlu, zici că pe cuvântul meu joacă la casino împotriva lui. Nu, dar să știi că de supărare, oricine se supăra după prima repriză. Bă, dar eu n-am văzut niciodată Steaua jucând așa de prost ca prima repriză. Ăștia Craiova puteau să le dea 4. Ușor, 4 în prima repriză. Ușor. Și a dat foc la valiză e jumătate cu declarațiile după meci? Nu să ne văd, este singurul care îi ține în viață și face experimente cu el tot spate.
Păi asta zic, și a dat foc la valiză, cum îl știm pe Gigi Orgolios? Nu, Gigi nu e răzbunător, fac pariu pe cât vreți. Da? Dar știi ce a zis? Nu e Juma. Domne, asta sunt aici și aici. Dacă nu dau gol, mă scotea după 45 minute. Eu sunt obligat să dau gol, meci de meci, să fiu ținut în teren. Da, bă, dar bine s-a înălțat acolo, a dat cu căpățânaș. Dar nu, dar bun, jucător bun, să știți, chiar bun. E cel mai bun jucător la această oră de la Steaua. El e cel mai în formă, el e, clar. Da, da. Și nu, credeți că trebuia să declare asta sau mai bine tăcea? Nu, bine a făcut că da, a declarat. Cum? Bine a făcut? Băi, nene, dacă taci, nu ți se face niciodată dreptate. Așa dacă mai chiță-i, cum a făcut Mititelu, te mai faci și de râs cum s-a făcut Mititelu, dar poți să și mai câștigi altă. Păi de ce s-a făcut, domnule, de râs? Păi mă mâncăvăși, vreau mai bine lăsa așa și era o victimă. Așa când iei patru, măi, nene, tot e urât. Am înțeles, da. E, tot victimă și când iei patru. No. Una este când spui, domnule, uite, domnule, ce nedreptate mi-au făcut. Putea să avea subiect de discuție toată vara. Deci s-a făcut după căcănie, mai bine o lăsa așa, a? Da, categoric. Așa era deștept. Uh-huh. Așa ți-au dat aia patru fără drept de apel. El a știut că este așa. El nu a crezut că-i bate. Nu, toată lumea a crezut că-i bate. Da. Nu că i-a dat patru, dar i-a ridiculizat. I-a umilit. I-a umilit, vorba ta. Nu, așa e. Ăsta e adevărul. Vorbeam aici că e Juma ar fi aur la echipa națională a României. Depinde. Depinde, să știți că se joacă mai repede la echipa națională și dar ar fi bun, nu? Cred că ar putea să se joace la echipa națională, mai ales în fața fundașilor centrali, ar fi chiar indicat.